Să trecem să studiem câmpurile clasice. Fie că avem de-a face cu câmpuri scalare sau câmpuri vectoriale, acestea au unele caracteristici comune și le vom studia pe rând. Deci câmpurile unor mărimi scalare, de exemplu, temperatura, densitatea, densitate de electroni sau distribuții de câmp, de potențialele câmpurile electrostatice sau sau magnetice, sau distribuții bidimensionale ale suprafețelor de nivel, date de curbe de nivel constant, mai mare sau mai mic, la fel câmpuri vectoriale, date de distribuția unor vectori, cum ar fi vectorul viteză de curgere a unui fluid într-un mediu, în funcție de condițiile de mediu, se fac curgeri, de exemplu, cu rotații în sensul acelor de ceas ornic sau în sens contrar acelor de ceas ornic. Dacă avem, de exemplu, o sursă, vectorul viteză diverge din această sursă. Dacă avem un puț unde dispare fluidul, vectorii viteză converg spre acest punct. În cazul unui câmp electrostatic, o sarcină pozitivă va respinge o sarcină de probă care va fi atrasă de sarcina negativă. În jurul celor două sarcini se va forma un câmp electrostatic a cărei distribuție va fi dată în funcție de mărimea și geometria acestor sarcini. Pentru a studia vectorii de care avem nevoie și operațiile dintre vectori, va trebui fiecare vector să-l descriem într-un sistem de coordonate. În cazul unui sistem de coordonate cartezian, vom putea proiecta pe fiecare din axe și componentele vectoriale ale fiecarei axe, prin sumare, vor da vectorul nostru inițial. Dacă avem un alt vector, cele trei componente, tot vectori, vectorul de-a lungul axei X, de-a lungul axei Y și de-a lungul axei Z, prin sumare vor da vectorul nostru inițial. Produsul scalar a doi vectori este definit prin modul de A ori modul de B ori cosinusul dintre unghiului dintre vectorii A și B. Dacă facem produsul scalar A pe componente, componentele care sunt de-a lungul aceleiași axe vor da produsul vectorial al versorilor va fi 1, iar al versorilor I cu J, I cu K, deci componentele care sunt pe direcție perpendiculare, vor da 0. Cosinusul de 90 este 0. Astfel că în dezvoltarea acestui produs scalar într-un sistem cartezian vor rămâne doar componentele de-a lungul axei X, Y și Z. Produsul vectorial este definit prin modulul A ori B al celor doi vectori înmulțit cu sinus de data asta a unghiului dintre A și B. Produsul vectorial este un vector. Acesta este rezultatul, ne dă modulul acestui vector. Pentru a afla și sensul vectorului A înmulțit vectorial cu B, îl scriem produsul sub formă de determinant, în care pe prima linie avem versorii axelor I și K, pe linia a doua componentele vectorului A, pe linia a treia componentele vectorului B. Dezvoltat, deci, vectorul produs vectorial va fi I înmulțit cu AYBZ minus AZBY, J AZBX minus AXBZ plus K ori AXBY AYBX. Sensul fizic al produsului vectorial este aria paralelogramului construit pe celor doi vectori, A și B. La fel putem să calculăm produsul mixt a trei vectori, A, B și C, deci produsul scalar dintre A și vectorul B ori C, care sub forma determinantului se exprimă ca pe fiecare linie cele trei componentele ale vectorilor A, B și C.
Ținând cont că produsul vectorial este anticomutativ, adică prin interschimbarea ordinii B cu C, de exemplu, și C cu B, se schimbă de semn. De exemplu, dacă A mulțit scalar cu B vectorial orice, este egal cu B mulțit cu A orice cu semn minus. Sau este dat cu A înmulțit cu C ori B cu semn minus. La fel, putem scrie dublu produs vectorial al vectorilor A, B și C. Dacă dezvoltăm acest dublu produs vectorial, obținem suma dintre cele două componente vectoriale, mai bine zis, diferența dintre aceste componente vectoriale, iar aceeași proprietate de anticomutativitate a produsului vectorial, de exemplu, dacă trecem A în partea dreaptă și mulțim B ori C vectorial ori A, punem minus în față. Regulile de derivare, dacă aceste funcții vectoriale depind de un scalar t, timpul de exemplu, le putem deriva după regulile cunoscute de derivare, adică derivata sumei egal cu suma derivatelor, derivata unui produs este dată prima derivatură, a doua nederivată, plus prima nederivatură, a doua derivată. Fie că este vorba de produsul între un scalar și un vector, fie că este produsul scalar a doi vectori, se păstrează relația de produs scalar între componentele dezvoltate, fie că este vorba de produs vectorial. Se păstrează operația de produs vectorial între cele două componente. Să trecem să studiem un câmp concret vectorial, de data asta câmpul electrostatic. Forța de interacție între două sarcini este dată de legea Coulomb, în care forța este direct proporțională cu mărimea celor două sarcini și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Factorul de proporționalitate 1 sur 4 pi epsilon 0 este constanta de proporționalitate Coulomb, unde epsilon 0 este permitivitatea electrică a vidului. Vectorul forță este îndreptat de la sarcina pozitivă spre sarcina negativă, adică este vectorul relativ de poziție plasat între cele două sarcini. Deci R vector supra R este practic vectorul unitar de-a lungul distanței ce despart cele două sarcini. Ei, sarcinile, dacă sunt de același semn, liniile de câmp, de exemplu, intră într-una sau în cealaltă din sarcini. Dacă ele sunt pozitive, exact același tip de câmp va avea, dar sensul va fi schimbat. Dacă avem sarcini de sens opus, liniile de câmp ies din sarcina pozitivă și intră în sarcina negativă. Astfel că o sarcină de probă plasată undeva în câmp se va mișca în sensul liniilor de câmp. Una din mărimile foarte necesare în tratarea ulterioară a câmpului electrostatic este fluxul acestui câmp. Deci câmpul electrostatic, mai bine zis, intensitatea câmpului electrostatic este dat de forța de interacție între sarcini împărțită cu sarcina de probă. Din relația anterioară, din legea Coulomb, practic putem exprima câmpul electrostatic, intensitatea acestuia, ca fiind constanta Coulomb înmulțită cu sarcina care produce câmpul respectiv împărțită la distanța unde se vrea evaluat câmpul. Iar versorul R ne arată că acest câmp este de același sens cu cu vectorul de poziție. Vă zic că dacă vrem să aflăm câmpul electric, electrostatic, într-un punct oarecare, R, de vector de poziție R, acesta va fi dat de relația de mai sus și va avea sensul același cu vectorul de poziție. Pentru a calcula, de exemplu, fluxul câmpului electric prin suprafața acestei sfere, va trebui să facem o integrare a elementelor de flux prin elementul de suprafață ds, deci fluxul prin suprafața ds este e înmulțit scalar cu elementul ds, ds este vector având normala perpendiculară pe suprafața ds,
pentru o sferă, câmpul electrostatic este constant, fiind vorba de rază constantă, astfel că produsul scalar este egal cu produsul modulului celor doi vectori. Cosinus este 0 între E și DS. E și DS sunt paralele. Astfel că fluxul câmpului electric prin toată suprafața sferei este dată de E, care este 1 supra 4000 epsilon 0 supra or Q supra R pătrat, iar integrală din elementul de suprafață pe toată suprafața sferei este însăși suprafața sferei. Astfel, simplificând 4 pi R pătrat cu 4 pi R pătrat, fluxul pe întreaga suprafață a sferei a câmpului electrostatic produs de o sarcină Q este dată de intensitatea acestui câmp, respectiv de sarcina, de intensitatea sursei acestui câmp, respectiv de sarcina, împărțit la permitivitatea electrică a vidului. Dacă luăm un unghi solid finit și studiem dependența câmpului electrostatic cu distanța, la distanța R avem câmpul E, la distanța 2R avem de 4 ori mai mic câmpul electrostatic, că variază invers proporțional cu pătratul distanței. La distanța 3R avem câmpul de 9 ori mai mic. Însă, la orice distanță, produsul dintre câmpul electrostatic și suprafața elementului cuprins în unghiul solid al nostru este totdeauna constant. Deci aici înmulțim câmpul cu 4 elemente de suprafață. Deci este tot E or E, or suprafața. Aici avem E pe 9 înmulțit cu 9 elemente de suprafață. Astfel că la orice distanță, practic, produsul dintre câmp și suprafața cuprinsă în suprafața de sferă cuprinsă în unghiul solid este aceeași. Deci este o mărime constantă, la fel ca și pe întreaga sferă. Să trecem la un câmp magnetostatic. Legea Biot-Savart ne arată că, în mod similar cu câmpul electrostatic, și câmpul magnetostatic variază invers proporțional cu pătratul razei. Adică, elementul de câmp magnetic la o distanță R produsă de elementul de curent I or DL, de-a lungul unui curent liniar, este dat de un factor de proporționalitate, mu0 supra 4pi, mu0 fiind permeabilitatea magnetică a vidului, I or DL este elementul de curent care produce elementul de câmp magnetic și R pătrat. De data asta, vectorul obținut al câmpului magnetic este perpendicular pe planul dintre curentul liniar și vectorul de poziție, deoarece este înmulțit vectorial cu vectorul de poziție. Deci, planul dintre curent și vectorul de poziție este planul acestui triunghi. Elementul de curent, cu alte cuvinte DB, va fi o componentă mică perpendiculară pe acest plan în acest punct. Dacă vrem să obținem întregul câmp magnetic în punctul R, în punctul nostru, va trebui să integrăm toate contribuțiile elementelor de curent de-a lungul curentului nostru liniar. În acest fel, punctul nostru va fi de data asta caracterizat prin raza R mare ca distanța de la curentul liniar. De aceea va trebui să integrăm elementul de câmp magnetic după lungimea curentului linear de la minus infinit la plus infinit. Astfel că, scoțând în față constantele, inclusiv I-ul îl putem scoate fiindcă e curent constant, rămâne integrală din DL or vectorial R vector supra R la 3-a, că aici e R or R la pătrat, care integrală se efectuează aici, ne dă 2 supra R. Astfel că vom avea în final câmpul la distanța R mare de curentul nostru, va fi mu0i ori 2 supra R
supra 4 pi. Deci 2 supra r, 2 și cu 4 se simplifică, rămâne 2 pi r. Deci este mu 0 i supra 2 pi r. Cu alte cuvinte, câmpul magnetic la distanța r de curentul nostru linear infinit este dată de expresia legii Ampere. Deci aceasta este legea Ampere, care ne dă mărimea curentului, câmpului magnetic în funcție de intensitatea curentului și distanța față de, de curentul nostru linear. Acum, dacă trecem mai departe și calculăm circulația câmpului magnetic similar cu fluxul câmpului electric dinainte, am văzut, legea Ampere ne dă câmpul magnetic la distanța R de curent, este mu 0 I supra 2 pi R. Ca să calculăm circulația pe un cerc de data asta de rază R, va trebui să calculăm integrala din produsul scalar dintre valoarea curentului B și elementul de lungime de cerc, DL, de data asta DL este pe cerc, lungimea, elementul de lungime de cerc, și să integrăm pe toată lungimea acestui cerc. Având în vedere că cercul este de rază constantă, B-ul va fi constant, fiind mu 0 i supra 2 pi r, toate sunt mărimi constante, le putem scoate în fața integralei și rămâne integrală după elementul de lungime de-a lungul întregului cerc, care nu este altceva decât lungimea cercului. Deci 2 pi r cu 2 pi r se simplifică și în acest fel obținem că circulația câmpului magnetic pe un cerc nu mai depinde de raza cercului. Deci pentru orice distanță de față de curentul nostru linear, avem o circulație dată de intensitatea sursei acestui câmp magnetic, I, deci curentul, factorul de proporționalitate fiind permeabilitatea magnetică a vidului. La fel, pentru un unghi plan dat, ca parte din cercul nostru, sursa acestui câmp magnetic fiind mu 0 I, sau mai bine circulația, am văzut că este mu 0 I, la distanța R avem câmpul B. La distanța 2 R, câmpul scade de două ori, fiindcă este invers proporțional cu raza. La 3 R este de 3 ori mai mic. În schimb, lungimea arcului crește proporțional cu distanța, cu raza cercului. Astfel că la orice distanță, produsul dintre B și delta L, deci lungimea arcului cuprins în unghiul nostru plan, este o mărime constantă. Și aceasta este o caracteristică circulației câmpului magnetic. La fel cum în cazul câmpului electric, caracteristica era dată de fluxul printr-o suprafață. Era o mărime constantă. Aici circulația pe un cerc de rază R este o mărime constantă. Nu mai depinde de rază circulația.